un europarlamentar, Reachievirulent după vizita lui Adrian Nestase la Moscova. Meleca nu-i fi for, trai la răspundere. Europarlamentarul Cristian Preda a reacționat dur după ce fostul premier Adrian Nestase a participat la o conferință care a avut loc la Moscova. Directorul unui institut din Ministerul Apărării Diplomației ai Ambasadei României la Moscova l-a unsoit pe fostul premier Nestase, condamnat de două ori pentru corupție, la o întâlnire cu oficialii RUI. Solicit o explicație ministrilor mele ca nu-i fi for, e Adrian Nestase emisarul lor în Rusia lui Putin? Cu ce mandat, scrie Cristian Preda, pe Facebook. Cosmonautul Dumitru Trunariu-i fostul premier Adrian Nestase au fost vineri la Moscova, chiar înaintea alegerilor pentru preedinie, care au loc duminic. Trunariu a scris pe Facebook ce ei au participat la conferința Vecinătate-i Bun Vecinătate în relațiile internaționale. O special privire asupra relațiilor româno-ruse. Potrivit Hot News, la această conferință a participat fostul ambasador al Rusiei la București, Oleg Sergeievici Malginov, dar și generalul Mihai Ionescu, director al Institutului pentru Studii Politice de Apărare subliniere Istorie Militar, ME. Ne, ambasadorul Vasile Soarei personal din ambasad. Conform sursei citate, conferința ar fi fost organizată de Fundaia Gorkhakovi, Fundaia European Titulescu, condus de Adrian Nestase. Duminică au loc alegeri în Rusia, iar cel de-al patrulea mandat îl va transforma pe Putin în cel mai longeviv lider rus de la Stalin încoace.